Este o poveste lungă, adevărată și factuală despre experiența pe care am trăit-o. Mă bucur că ați ales să vă petreceți timpul ascultând-o. Aș vrea să încep prin a vă spune că sunt o sceptic atunci când vine vorba de evenimente despre care oamenii susțin că sunt paranormale. Nu sar la concluzii că un eveniment straniu este cauzat de spirite, dar unele lucruri îmi sunt greu de explicat. Nu spun că ceea ce mi s-a întâmplat a fost provocat de un spirit, pentru că nu sunt 100% sigură. Tot ce știu e că nu o să mă mai ating niciodată de o tablă Ouija și nici nu o să mai stau în prezența uneia, pentru că experiența pe care am trăit-o m-a dat peste cap aproape un an. De asemenea, aș vrea să mai adaug că este una dintre cele două evenimente paranormale pe care le-am trăit personal. Îmi cer scuze dacă povestea este prea la obiecturi plictisitoare. O să vă expun doar faptele și câteva informații despre împrejurări. Să-i dăm startul cu câteva informații de ajutor. Obișnuiam să cred că tablele Ouija erau niște făcături. Într-un fel, încă mai am impresia asta. Sincer, nici nu mai știu ce să mai cred. Le-am văzut mereu ca pe niște jocuri de petreceri pentru oamenii creduli. Așa că atunci când amicul meu, Joe, nu e numele lui real, încerc să-i protejez identitatea, mi-a zis că avea una, am râs. Îl cunoșteam pe Joe de cam un an, l-am întâlnit prin prieteni comuni. Locuia într-un mic apartament cu prietena lui Lisa, nu e numele ei real, și câinele lor Vincent. La vremea aia aveam doar 18 ani. Joe avea în jur de 23 și Lisa 20. Pentru un timp, am mers la ei acasă în fiecare weekend după muncă pentru că Joe îmi cumpăra alcool. Așa că într-o noapte când eram la ei, Joe a început să-mi povestească niște experiențe ciudate pe care le-a trăit în copilărie și despre cum a atras spirite întreaga lui viață, ori alte prostii de genul ăsta. Am zâmbit și am dat din cap politicos în timp ce a început să-mi povestească despre diferite teorii despre paranormal, despre oameni fantomă care îl urmăreau. Apoi a mers în camera lui și a scos o tablă Ouija. Dar nu era una cumpărată de la un magazin produsă de o fabrică de jucării. Era făcută din lemn și sculptată de mână. Era destul de frumoasă, de fapt. A spus că a primit-o cadou de ziua lui de la părinți cu ani de zile înainte pentru că era obsedat de paranormal. Nu l-am întrebat unde sau cine a făcut-o, dar părea făcută la mână. În timp ce eu râdeam și glumeam pe seama tablei, Lisa m-a întrerupt și a spus: Joe, spune-mi despre seara trecută. Joe începe să-mi povestească despre cum el și Lisa aparent au vorbit cu un demon prin tablă. Iar demonul a susținut că îl chema Belzebub, un demon din iad. Eram fană metal la vremea aia și asta mi-a atras atenția. Hai să o facem! Hai să încercăm să vorbim cu demonul ăsta! Am spus pe jumătate în glumă. Joe m-a întrebat dacă eram sigură și am spus că da, așa că am mers în camera lui. Am stins toate luminile din apartament. Lisa a aprins niște lumânări în jurul camerei și ne-am așezat pe podea. Aveam emoții, dar mă și distram uitându-mă la spectacolul pe care îl puneau în scenă. Era înfiorător. M-am uitat la Joe și părea neliniștit. Am întrebat ce era în neregulă și a zis că nu se simțea bine. Nu-i plăcea faptul că ușile deschise expuneau zonele întunecate din apartament. Eu și cu Joe ne-am ridicat și am închis fiecare ușă din locuință, de la camere la dulapuri. Ne-am așezat înapoi pe podea și Vincent, câinele, s-a întins pe pat. Și am început. Am uitat să adaug un lucru extrem de important. Înainte să începem, i-am spus lui Joe că eram suspicioasă că cineva va încerca să împingă planșeta cu degetele. Așa că am căzut de acord să ne folosim latul unghiilor să o atingem. Imaginați-vă că îndoiți puțin degetul și că așezați suprafața unghiei pe planșetă. Asta am făcut. În felul ăsta, chiar dacă încercai să aplici presiune asupra planșetei, unghia ți-a alunecat de pe ea și astfel nu o mișcai. Am mai convenit asupra unei reguli.
Dacă planșeta se mișca, toată lumea trebuia să zgârie ușor planșeta cu unghia să demonstrăm că nu unul din noi o mișca. E ca și cum să-i pune două degete pe masă și te-ai preface că sunt două picioare care aleargă în loc. Sper să vă ajute să înțelegeți. Nimeni nu putea mișca planșeta. Am încercat de mai multe ori să întrebăm dacă se aflau în jur spirite. Nimic. Timp de 20 de minute, absolut nimic. Apoi am spus lui Joe că voiam să întreb de cineva anume. Este John Smith aici cu noi? Îmi poate vorbi John Smith? John Smith, nume fals, desigur, era numele tatălui prietenului meu cel mai bun, care a fost ucis într-un accident de mașină în timp ce conducea spre casă după o excursie la pescuit. Atunci s-a mișcat. Era o nebunie. Parcă o forță puternică a pus stăpânire pe planșetă. Parcă prinsese viață. Nu era ca în filme unde plutește razna. Mai degrabă era ca și cum ne țineam de mâna unei persoane care ne trăgea și împingea. Era o mișcare puternică, dar articulată. Și a scris: "Bună." L-am întrebat dacă era John și a spus da. I-am cerut să demonstreze și a scris numele prietenului meu cel mai bun. L-am întrebat unde a decedat, a spus lac. Mă treceau fiorii. Ceea ce credeam că avea să fie distractiv s-a transformat în ceva emoționant și înspăimântător. Joe și Lisa nu știau nimic despre John Smith. Nu le-am spus niciodată despre el și nu le-am povestit circumstanțele în care a murit. Așa că nu aveau de unde să știe. A început să mi se facă frică. Le-am spus Lisei și lui Joe că nu voiam să mai vorbesc cu John. Așa că mi-au spus să împing planșeta spre la revedere, ori cum naiba se numea. Am încheiat jocul, dar voiam mai mult. Următoarea noapte m-am întors. Aceeași rutină, Joe și Lisa au pregătit camera, Joe a închis toate ușile, Vincent era pe pat. Lisa a spus că voia să vorbească cu bunica ei, așa că am urmat procesul. Același lucru i s-a întâmplat și ei. Dacă memoria mă ajută, planșeta a scris "Te iubesc" și a mai scris o glumă pe care doar ele o știau. Lisa plângea. La fel ca în cazul meu, eu nu știam nimic despre bunica ei, iar Joe nu era atât de nemilos să o facă să plângă în glumă. Mă simțeam puternică. Cred că toți ne simțeam astfel. Simțeam că eram în sfârșit un credincios. Aveam o metodă prin care puteam vorbi cu spiritele. Existau atâtea posibilități, dar apoi s-a întâmplat inimaginabilul. După conversația cu bunica Lisei, eram cu toții în șoc. Joe încerca să-i ofere alinare Lisei, iar eu rămăsesem mută. Ne-am revenit și ne-am întors la tablă. De data aceasta am pus întrebarea obișnuită: Sunt spirite cu noi? întrebarea care lăsa planșeta nemișcată, brusc, a deplasat-o violent. Era o forță înspăimântătoare. Planșeta s-a mișcat cu putere pe placă. Am rămas cu toții uimiți. Am întrebat: Cine ești? Planșeta s-a îndreptat spre simbolul lunii. Dacă nu știți, asta indică faptul că un spirit este întunecat. Ne-am uitat unii la alții și am mișcat simultan planșeta spre la revedere. Imediat ce am făcut-o, Vincent a sărit în picioare și a zbughit-o de pe pat. S-a așezat în fața ușii de la dulap, care acum era deschisă. Stătea și se holba de parcă se uita la cineva. Închisesem ușa respectivă înainte să începem jocul. Joe a sărit în picioare și a zis: "La naiba cu asta," apoi a fugit în bucătărie. Lisa și cu mine l-am urmat. Joe mai să facă un atac de panică. S-a grăbit prin casă și a aprins toate luminile. Nu l-am mai văzut atât de agitat. Eram cu toții destul de speriați. Nu știam ce s-a întâmplat, dar închisesem ușa sigur. Am vorbit puțin, ne-am calmat și am plecat. N-am dormit în noaptea aceea. Nu mai văzusem așa ceva până atunci. După acea noapte, o lungă perioadă de timp, am avut impresia că eram constant urmărită.
Aproape un an de zile am dormit cu luminile aprinse. Anul acela s-a dovedit a fi cel mai îngrozitor din viața mea. Am căzut în depresie și eram paranoică. Nu puteam să scap de senzația că ceva mă privea constant. Am continuat să mai merg ocazional la Joe și Lisa, dar nu ne-am mai atins de tablă. Câteva luni mai târziu am rupt orice contact cu ei, dar din altă cauză. Așa cum am mai spus, acel an a fost oribil pentru mine. Am început să beau mult, încercând să trec peste acel sentiment. Simțeam că eram subtă de energie, că aerul era greu și mă chinuiam să simt bucurie. Depresia era o manta grea. Apoi experiențele paranormale au atins apogeul. Dormeam într-o noapte și m-am trezit panicată. Nu puteam respira. Simțeam că cineva îmi stătea literalmente pe piept. Am inspirat adânc aer în piept. Brusc, am simțit cum cineva m-a apucat de picioare și încerca să mă tragă de pe pat. Instantaneu am început să mă agit. Încercam să lovesc cu picioarele aerul din fața mea cu toată puterea pe care o aveam. Și dintr-o dată s-a oprit. Eram îngrozită. Nu era nimeni în camera mea. Am pierdut și mai mult somn după acel incident. Am reușit în cele din urmă să-mi îndrept viața. Am început să merg la sală, un loc să beau și să-mi plâng de milă. Am început să meditez în loc să mă joc pe calculator. După acel an, a încetat totul. Era de parcă scăpasem de acea energie negativă. Sunt bine de atunci. Aceasta este povestea mea despre tabla Ouija. Scuze dacă a fost lungă și probabil plictisitoare. Ori dacă am dat prea multe detalii pe alocuri. Încă nu sunt sigură dacă s-a petrecut totul în capul meu, ori dacă acea noapte a fost un simplu atac de panică indus de stres. Pentru mine oricum este inexplicabil. Unii oameni mi-au zis că demonii se hrănesc cu energia ta și poate că asta mi s-a întâmplat și mie, dar nu sunt sigură. Poate a fost un demon care a vorbit cu noi încă de la început, poate că s-a dat drept persoanele noastre iubite, dacă există așa ceva. Mă bucur doar că am lăsat în urmă întreaga experiență. Nu mă voi mai atinge de o tablă Ouija oricum. Aceasta a fost povestea. Dați-mi like, vă rog, măcar pentru efortul depus, pentru că am înregistrat după extracție. Mi-am scos o măsea de minte și e extrem de dureros. Dar am vrut totuși să vă postez povestea asta, care sincer mi-a dat fiori și atunci când am citit-o și atunci când am tradus-o. Chiar și acum când o citesc, este momentul ideal să mă sperii singură. Deci da, dacă mă mai întreabă cineva, uneori mă mai trec și pe mine fiorii de la anumite povești. Dar nu-i nimic, continuăm cu tema morți și spirite. Hint, hint pentru povestea de Halloween. Sper că v-a plăcut și dacă da, dați-mi like, abonați-vă, dați share clipului. Hei, este luna Halloween-ului și a morților și a spiritelor și a tot ce înseamnă malefic și întunecat și ne auzim data viitoare, probabil tot cu o poveste despre tabla Ouija. Pa, pa!